Dacă înaintea disputei cu CSU Neptun Constanța, HC Zalău se afla pe un loc care duce în play-out, HC Zalău a reușit să se impună acasă cu gruparea de la malul mării și astfel a reușit să urce până pe poziția 6-a, ultima poziție care duce în play-off. HC Zalău are acumulate 6 puncte în 4 meciuri și este în grafic din punct de vedere al obiectivului propus de conducerea clubului. Echipa din Zalău a reușit să câștige disputele cu SCM Craiova scorul 0-10, decizie dată de masa verde de către oficialii FRH și disputată pe teren propriu cu CSU Neptun Constanța, scor 25-23. Celelalte două jocuri au fost pierdute de elevele conduse de profesorul Gheorghe Tadici în duelul de acasă cu Universitatea Jolidon Cluj. HC Zalău a pierdut la 2 goluri, scor 24-22. Nici deplasarea de la Brăila nu a adus grupării din Zalău puncte, dând la Brăila HC Zalău terminându-se cu scorul de 25-19.